Vă spun bună dimineața și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele 30 de minute, pentru că urmează să vedem cele mai noi știri din lumea tehnologiei, dar și câteva materiale extrem de interesante despre cele mai noi telefoane lansate. Avem astăzi parte de review-ul unuia dintre cele mai interesante smartphone-uri de la început de an, vedem și cu ce se mănâncă Rabbit Air 1, un dispozitiv cu inteligență artificială cel puțin interesant, și aflăm care sunt cele mai așteptate filme din 2024. Însă până atunci, vedem știrile Connect ale acestei săptămâni. Neuralink, compania de implanturi neurale a lui Elon Musk, ar fi reușit pentru prima dată în istorie să implanteze cu succes un chip în creierul unui pacient uman. Până acum, demonstrațiile publice ale tehnologiei au folosit animale precum porci pentru a prezenta datele pe care aceste chipuri le pot raporta către un computer. Scopul final al chipurilor neurale este ajutarea persoanelor paralizate să interacționeze cu un computer pentru a putea comunica mai ușor. Anunțul a fost făcut chiar de către Elon Musk pe contul său de pe rețeaua X, fără să dea însă foarte multe detalii. Primul om care a primit un implant de la Neuralink se recuperează bine. Rezultatele inițiale sunt promițătoare pentru detecția impulsurilor neuronale, a scris Musk. Neuralink a primit de curând aprobarea în Statele Unite pentru a putea începe să facă primele operații experimentale pe oameni. Compania a acceptat în această perioadă de teste înscrieri doar de la persoane paralizate din cauze precum rănirea coloanei cervicale sau scleroză. Cu această ocazie, Musk a anunțat și primul produs comercial de la Neuralink, numit Telepathy. Acesta este un dispozitiv care va putea interpreta semnalele neuronale de la chipul implantat în creier și care le va transmite wireless către un computer sau smartphone pentru control. La scurt timp după ce Apple a anunțat că va permite lansarea de magazine alternative de aplicații pe iOS și alte platforme ale sale, au apărut și primele reacții. Epic Games, compania cu care Apple este în litigiu de câțiva ani, a anunțat astfel lansarea pe iPhone-uri a Epic Game Store. Odată cu acesta, Fortnite, unul dintre cele mai populare jocuri din lume care a fost eliminat de către Apple din App Store, se întoarce pe iPhone, dar exclusiv în Europa. Revenirea se va produce grație Digital Market Act, noua lege care intră în vigoare în luna martie și obligă Apple și alte companii să deschidă aproape complet platformele sale. Acest lucru va duce la apariția magazinelor alternative precum Epic Game Store, unde Epic Games va lista Fortnite din nou, cel mai probabil cu un sistem de plăți proprietar care nu va putea fi taxat de către Apple. Tim Sweeney, CEO-ul Epic Games, și-a arătat însă dezaprobarea pe contul personal de pe rețeaua X, unde a descris ceea ce face Apple drept conformitate rău intenționată. Acesta spune că anumite schimbări anunțate de Apple nu sunt în concordanță cu ceea ce este scris în textul DMA și că, cel mai probabil, acestea nu vor fi acceptate de către autoritățile din Uniunea Europeană. Fossil a anunțat că iese de pe piața de smartwatch-uri. Compania cunoscută la nivel mondial pentru producția de ceasuri tradiționale pare că nu a găsit succesul dorit pe piața de ceasuri inteligente, o piață dominată tot de către cei mai mari producători de smartphone-uri precum Apple, Samsung, Xiaomi și Huawei. Vestea bună este că cei care au cumpărat ceasurile companiei se vor mai bucura de suport software în următorii câțiva ani. Spre exemplu, cel mai recent model Fossil generația 6 va primi actualizări software regulate, la fel ca până acum. El devine astfel ultimul smartwatch al brandului, acesta fiind echipat cu Wear OS de la Google. CEO-ul Fossil, Jeff Boyer, a numit decizia una strategică, declarând că aceasta a fost luată având în vedere evoluția semnificativă a peisajului smartwatch-urilor din ultimii ani. iOS 17 va rămâne în istorie drept versiunea care a adus schimbări fundamentale în iOS prin introducerea portului USB-C și deschiderea iPhone-ului către aplicații din surse alternative, ambele reguli fiind impuse de către Uniunea Europeană. iOS 18 ar putea continua această serie de revoluții software din partea Apple, cu integrarea de AI în sistemul de operare prin intermediul Siri, dar și în aplicațiile sale proprietare. Așadar, asistentul virtual care nu a primit foarte multă atenție în ultima vreme va deveni mult mai util. Deja au apărut indicii despre utilizarea unui AI proprietar care să acceseze la rândul său ChatGPT în codul Apple pentru Siri. Acesta ar trebui să funcționeze similar cu ChatGPT și Bard, oferind răspunsuri rapide și naturale la întrebările utilizatorilor și va putea să interacționeze la fel ca până acum cu serviciile și aplicațiile de pe dispozitiv. O parte din funcțiile AI din noul iOS 18 vor fi rulate local pe dispozitiv, în timp ce altele vor folosi procesarea în cloud. Rămâne de văzut cum vor fi împărțite aceste capabilități. Nu avem încă informații despre AI generativ pentru imagini, așa cum vedem din partea altor producători. Începuturile de an au marcat de fiecare dată lansări importante în ultimul deceniu, iar producătorii de telefoane cu Android vin pe piață cu cele mai interesante modele pe care le puteți cumpăra în prezent. Astăzi vorbim despre OnePlus 12, un concurent cât se poate de serios pentru modele bine cunoscute de la ceilalți producători, și vedem de ce poate fi o alternativă foarte bună.
OnePlus 12 aplică o lecție din cărțile Apple și Samsung și ne aduce pe piață o generație de rafinament pe toate planurile, decât să construiască de la zero un dispozitiv cu adevărat nou. Compania s-a concentrat pe 4 categorii, unde a adus îmbunătățiri, fiecare cu o importanță din ce în ce mai mare. Avem un procesor nou și performant, un upgrade de baterie și încărcare, îmbunătățiri la nivelul ecranului și un sistem de camere nou. OnePlus 12 a mai crescut în dimensiuni față de modelul anterior, ecranul său fiind acum de 6,82 inci în diagonală față de 6,7. Nu pare o diferență mare, însă se simte în utilizare imediat datorită greutății mai mari la 220 de grame. Toate elementele importante de design, precum marginile rotunjite, sliderul pentru profiluri audio și spatele din sticlă mată cu textură soft touch, sunt încă aici și apar chiar și îmbunătățiri la capitolul rezistență la apă la standardul IP65. OnePlus 12 tot nu este pregătit pentru a fi scufundat complet sub apă, dar măcar îl poți folosi fără emoții în ploaie. OnePlus 12 este unul dintre primele telefoane cu Snapdragon 8 Gen 3 de la Qualcomm din Europa. Acesta se laudă cu performanță cu până la 30% mai mare decât generația anterioară, dar și procesare AI mult mai bună. Din păcate, OnePlus 12 nu este un telefon cu AI, așa că aceste îmbunătățiri nu sunt încă importante în această lansare. Benchmark-urile arată îmbunătățiri reale, dar nu avem parte de scoruri record. Ba chiar în teste de gaming, performanța scade foarte mult din cauza supraîncălzirii, în ciuda faptului că se laudă cu un sistem de răcire supradimensionat. După doar câteva minute, performanța este limitată la 55% din capacitatea maximă, iar OnePlus știe asta. În consecință, compania limitează puterea procesorului din software și lasă la latitudinea utilizatorilor activarea modului de performanță înaltă, necesară în sarcini mai complexe. Următorul upgrade este la nivelul bateriei. OnePlus 12 primește un acumulator de 5400 de mAh cu încărcare foarte rapidă. Pe fir, la 100 de W, te poți aștepta la o alimentare completă în doar 26 de minute. Având în vedere că OnePlus 11 nu avea deloc încărcare wireless, faptul că tehnologia este prezentă pe noul model este un bonus binevenit. OnePlus 12 vine și cu multe opțiuni pentru încărcare, precum Smart Rapid Charging, care accelerează încărcarea atunci când crede că te grăbești, sau limitarea la maximum 80% din capacitate pentru protejarea în timp a sănătății. OnePlus 12 este într-adevăr un telefon de două zile, dar ia în calcul și faptul că jocurile 3D taxează în special autonomia pe acest model și vor reduce semnificativ timpul de utilizare. Ecranul de pe OnePlus 12 reprezintă probabil cel mai important upgrade pentru utilizarea de zi cu zi. Avem primul ecran din piață cu luminositatea de până la 4500 de niți, cu o calitate de redare a imaginilor comparabilă cu cea de pe televizoarele OLED de top. Singurul dezavantaj ar fi marginile curbate, un dezavantaj care poate afecta experiența de vizionare din cauza reflexiilor nedorite. Ultimul upgrade major și cel mai mare apare la nivelul camerelor foto, unde avem de a face cu un sistem de camere nou. Camerei principale de 50 de megapixeli nu prea am ce să-i reproșez. Imaginile au detalii foarte bune, plajă dinamică lărgită, chiar și în lumină slabă sau noaptea. Mai puțin plăcut este însă zoomul 2x realizat pe această cameră, care se vede clar că folosește AI pentru a atinge rezultate mai bune, dar această tehnică duce la pierderea anumitor detalii fine. Zoomul 3x de 64 de megapixeli reușește să obțină imagini foarte bune, dar uneori are un balans de alb foarte diferit de cel al camerei principale. În cele din urmă avem un ultra-wide de rezoluție mare. Chiar și cu 48 de megapixeli se vede că avem parte de imagini cu mai puține detalii. Această cameră are însă un avantaj major: un modul macro excelent în lumină naturală. Am fost plăcut impresionat de modul portret. Atât ziua cât și noaptea, efectul este convingător, iar decupajul este, în general, perfect. În special, culoarea pielii mi se pare că este ajutată de algoritmii dezvoltați alături de Hasselblad în acest mod, întrucât nu prea găsești ceva comparabil pe alte telefoane. Nu vă așteptați însă la rezultate la fel de bune pe camera frontală, unde se simte imediat o scădere a calității și decupaje mai puțin precise în mod portret. Filmarea pe OnePlus 12 este doar ok și nu se ridică la nivelul rivalilor din zona de top. În filmare 4K, pe camera principală, stabilizarea este doar decentă, iar indicat ar fi să filmezi pe loc fără să te miști mai mult. Camera frontală primește pentru prima dată un upgrade la filmare 4K de la Full HD cum era în trecut. Calitatea video în 4K este bună, cu expunere corectă, dar clar nu avem de-a face cu un telefon de vlogging, pentru că lipsesc multe funcții avansate la acest capitol. OnePlus 12 va primi 4 ani de actualizări de sistem și 5 ani de actualizări
actualizări de securitate, la fel ca OnePlus 11, deci va fi la zi cu versiunile de Android până prin 2028. Majoritatea utilizatorilor nici măcar nu vor păstra telefonul atât de mult timp. În concluzie, OnePlus 12 este un telefon bun, dar nu unul excelent. Reprezintă o îmbunătățire față de OnePlus 11, în special la categoria camere foto, dar rămâne în urma lui iPhone 15 Pro Max și Galaxy S24 Ultra la capitole precum filmarea. Cu un preț de pornire de 950 de euro, acest model pare să fie o afacere bună, fiind semnificativ mai ieftin decât alte flagship-uri recente. Rabbit Air 1 a luat lumea prin surprindere la CES 2024, iar pasionații de tehnologie și urmăritorii acestui fenomen nu au știut exact cu ce se mănâncă. Însă multe detalii despre acesta au fost prezentate ulterior, iar noi am încercat să analizăm un gadget care promite destul de multe, însă despre care nu suntem chiar siguri că ne va înlocui telefoanele din dotare. Rabbit Air 1 este probabil cel mai interesant și neașteptat produs care a fost anunțat anul acesta la CES, dar totodată unul care nu prea pare că își are locul într-o piață dominată de smartphone-uri. Compania Rabbit dorește să-ți înlocuiască smartphone-ul cu un dispozitiv portabil alternativ bazat pe inteligența artificială, care se poate realiza totul exclusiv prin comenzi vocale. Dacă ar reuși să facă aceste lucruri, ar fi excelent și ar aduce tehnologii din filmele SF în realitate. Problema este însă că toată experiența lui Rabbit Air 1 ar putea fi copiată rapid și utilizată pe un smartphone obișnuit. Din prezentarea oficială am aflat că Air 1 este un nou dispozitiv portabil de dimensiuni mici și foarte ieftin. Vorbim despre un produs pătrat de cam 115 grame care este deja disponibil la precomandă la prețul de 200 de dolari. Prețul pare să fie și cel mai mare avantaj al său, întrucât este unul dintre produsele pe care pasionații de tehnologie l-ar putea cumpăra doar din pură curiozitate. Dacă este ceva ce face foarte bine Rabbit, este împachetarea acestui concept într-un dispozitiv fizic atrăgător. Vorbim despre un dreptunghi portocaliu echipat cu un ecran, un buton push-to-talk, o rotiță de scroll și o cameră care se poate roti pentru orientare către față sau spate. Cum au reușit să atingă un preț atât de mic pentru un dispozitiv care se vrea cu adevărat revoluționar? Prin alegerea unor componente foarte modeste, întrucât toată procesarea AI se face în cloud. Așa că un procesor MediaTek Helio P35, 4 GB de memorie RAM și 128 GB de stocare sunt de ajuns pentru un dispozitiv conectat la internet cu autonomie de o zi. Rabbit dorește ca Air 1 să devină un soi de asistent virtual mai avansat, având în spate puterea modelelor lingvistice mari, similare cu ChatGPT sau Google Bard. Practic, prin simple comenzi vocale, AI-ul poate identifica mai multe sarcini într-o singură comandă și le poate realiza pe toate în același timp. Cel puțin, asta promite Rabbit, că va permite sistemului de operare RabbitOS. Planul este ca Air 1 să poată face tot ceea ce face un smartphone, dar fără aplicații, fără să apeși pe butoane virtuale sau fără să navighezi prin meniuri. Au fost demonstrate căutări de informații pe internet, apeluri vocale, trimiterea de mesaje text sau chiar căutarea unei curse pe Uber doar folosind vocea. RabbitOS se leagă la API-uri ale aplicațiilor serviciilor pentru a executa comenzile, însă compania promite că va exista eventual și un mediu de învățare acolo unde AI-ul poate urmări activitatea utilizatorilor pe un site sau pe o aplicație și va putea recrea apoi aceleași sarcini prin comenzi vocale. Folosind camera integrată, Rabbit va putea găsi rețete pe baza ingredientelor pe care le vede la tine în frigider sau va putea realiza căutări pe internet pe baza a ceea ce vede. Este un soi de circle to search, dar direct din cameră și nu pe un smartphone, ci pe un dispozitiv AI. În practică însă este greu de crezut că un astfel de dispozitiv va putea înlocui vreodată un telefon. Problemele ar putea apărea atunci când vrei conținut de socializare online mai avansate decât mesajele text. Nu poți căuta ușor clipuri video sau muzică dacă nu știi deja ce vrei să urmărești sau să asculți. Nu ai acces la rețele de socializare și nu poți interacționa cu aplicațiile preferate pentru că acestea nu există pe RabbitOS. De asemenea, Rabbit presupune că ai mare încredere în sistemele sale, dar momentan algoritmii AI, precum ChatGPT și Bard, au demonstrat că au o capacitate foarte mare pentru halucinații, adică inventează lucruri sau nu înțeleg exact contextul pentru a aduce la bun sfârșit o comandă pe care o primesc. Și mai intervine și ce poate face AI-ul cu accesul pe care l-are la conturile tale atunci când începe să halucineze. Este greu de crezut că o companie la început de drum are la dispoziție sisteme de securitate care să ia în calcul toate situațiile în care inteligența artificială ar putea să facă ceva greșit.
cea mai mare problemă pe care am identificat-o însă la conceptul RabbitOS 1 este că tot acest RabbitOS ar putea fi o simplă aplicație pe iOS sau Android cu exact aceleași funcții. Motivul pentru care Rabbit nu face o aplicație pare să fie o decizie pur economică, pentru că nimeni nu ar plăti $200 pentru o aplicație AI. O aplicație de iOS sau Android, similară cu ceea ce face RabbitOS pe baza unui abonament, pare să fie inevitabilă, având în vedere viteza dezvoltării domeniului AI. O altă posibilitate este să vedem integrarea acestor funcții direct în Siri sau Google Assistant, care sunt întotdeauna la o apăsare de buton distanță pe orice smartphone sau ceas inteligent. Dar lucrul care cred că va face acest dispozitiv să fie greu de dorit este nevoia de a mai căra încă un dispozitiv în buzunar pe lângă telefon, care trebuie încărcat în fiecare zi, mai ales când acest nou concept de dispozitiv AI nu beneficiază de funcții exclusive, ci doar dublează telefonul pe care l-ai deja și necesită comenzi. Cel mai probabil RabbitOS 1 va fi genul de dispozitiv pe care câțiva pasionați îl vor folosi o perioadă până când funcțiile sale vor fi lansate pe smartphone-uri. După aceea, R1 va fi uitat într-un sertar, la fel ca multe alte gadgeturi interesante care nu au de fapt un potențial mare în piață. Pentru că 2024 se anunță a fi un an foarte ocupat din punct de vedere al filmelor, ne-am gândit să venim în întâmpinarea dumneavoastră și să alcătuim un top al celor mai așteptate lungmetraje din acest an, unele despre care suntem deja siguri că vor atrage atât simpatia, dar și antipatia criticilor. 2023 a fost un an cu multe filme bune, îndelung așteptate de fani, însă pentru unele dintre ele așteptările erau atât de mari încât au venit și cu ceva dezamăgiri. Ne gândim aici mai ales la Oppenheimer și Killer of the Flower Moon. Poate că este și vina noastră și ar trebui să ne mai domolim așteptările din când în când, dar când îți plac filmele știi foarte bine cât de greu este să nu fii foarte entuziasmat de unul produs de regizorul tău preferat sau care are în distribuție actorii tăi favoriți. Nici în 2024 situația nu se schimbă și ne e foarte greu să ne abținem de la a fi foarte entuziasmați de unele titluri, așa că am ales 5 care sperăm noi din suflet să nu ne dezamăgească și să se ridice la nivelul așteptărilor. Napoleon nu prea poate fi considerat un succes pentru Ridley Scott, am explicat și noi asta într-una din edițiile anterioare ale emisiunii. În plus, există un sentiment de ce ai face continuare la un film atât de bun. Dar cu toate astea, Gladiator 2 ne intrigă și un mare merit la actorii aleși pentru acest film. Paul Mescal în rolul principal după minunatul After Sun, Pedro Pascal, Denzel Washington. Deja sunt 3 motive suficient de bune ca să ne atragă atenția. Nu știm prea multe despre poveste, doar că îl are în prim plan pe Lucius, fiul lui Maximus, și poate dacă aveam și un trailer lansat pentru el, Gladiator 2 era mai sus în acest top. Suntem totuși la o emisiune de tehnologie și suntem și pasionați de gaming, deci cum să nu fim entuziasmați de Borderlands? Lumea din Borderlands este absolut nebună în jocuri și ar fi senzațional să o vedem reprodusă fidel, măcar parțial, și pe marele ecran. Iar faptul că pe scaunul regizorului stă Eli Roth, unul dintre numele importante ale genului horror, ne face să credem că Borderlands ar putea fi ceva mai mult decât un simplu film de acțiune. Și trișăm puțin, dar amintim aici de Furiosa, care e tot într-un univers deșertic și care face parte din franciza Mad Max, purtând semnătura lui George Miller. Oricine a văzut prima parte din Dune este probabil entuziasmat de continuarea filmului lui Denis Villeneuve. Din nefericire, amânarea sa cu 6 luni a mai tăiat din entuziasm, însă chiar și așa, abia ce l-am văzut pe Chalamet în Wonka și abia așteptăm să-l revedem și în rolul lui Paul Atreides. Ne dorim să fim impresionați mai ales din punct de vedere vizual, deși portocaliul va fi din nou culoarea dominantă, cu multă încredere însă că dunele de nisip de pe Arrakis vor fi cel puțin la fel de frumoase ca în prima parte. Trilogia cu Caesar în rol principal este, în opinia colegului nostru Andrei, cea mai bună trilogie de la Lord of the Rings încoace și este incredibil faptul că Andy Serkis nu a fost nici măcar nominalizat la Oscar pentru interpretarea sa. Deci cum să nu fie Kingdom of the Planet of the Apes unul dintre filmele pe care le așteptăm cel mai mult în 2024? Trailerul arată excelent, posterul este superb și povestea e interesantă. Filmul are loc cu mult timp după moartea lui Caesar și prezintă un grup de maimuțe care intră în conflict cu altele, în căutarea rămășițelor tehnologiei umane, iar dacă efectele sunt cel puțin la fel de bune ca în trilogia cu Caesar, se va vedea splendid pe marele ecran. Primul potențial blockbuster de la A24 este Civil War, un film scris și regizat de Alex Garland, cunoscut pentru Ex Machina, Man sau Annihilation. Prezintă povestea unei Americi ruptă în două de alegerea unui președinte de a sta încă un mandat la conducerea țării și are un buget de $75 de milioane, făcând acest film cel mai scump din istoria A24. E un risc, ținând cont că Garland nu a avut parte de succes cu ultima sa producție, dar cu o distribuție formată din Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Wagner
Wagner Moura, Nick Offerman și mulți alții are toate datele pentru a reuși la box office. Seria de jocuri Yakuza și-a schimbat numele, dar elementele de bază ale francizei au rămas aceleași. Așa că ne-am gândit să aruncăm o privire mai de ansamblu asupra celui mai recent titlu din serie. Deci, fără să ne lungim, astăzi discutăm despre Like a Dragon Infinite Wealth și aflăm împreună părerea lui Marinache despre acest joc, care reprezintă unul dintre capetele de afiș ale începutului anului 2024. Seria de jocuri Yakuza a luat naștere în anul 2005, atunci când o mulțime de producători încercau să reproducă succesul înregistrat de Rockstar cu GTA. Când a debutat primul joc al francizei Yakuza, a fost primit cu brațele deschise de gamer și a fost lăudat pentru modul în care combină gameplay-ul plin de acțiune cu o componentă de storytelling demnă de Hollywood. În total, seria însumează 9 jocuri principale și numai puțin de 11 spin-off-uri, iar astăzi vreau să vorbim despre cel mai nou titlu al francizei, Like a Dragon Infinite Wealth. Acest joc este și primul din serie care renunță la numele Yakuza, acesta fiind folosit până de curând pentru piețele din vest, astfel se apropie și mai mult de origini. Numele original al acestei serii nu a fost niciodată Yakuza, traducerea din japoneză fiind Like a Dragon, adică fix numele pe care îl poartă jocul despre care vorbim astăzi. Asta nu este singura noutate însă, Like a Dragon Infinite Wealth fiind și primul joc din franciză care mută acțiunea din Yokohama în Hawaii, mai exact în Honolulu City. Iar această schimbare este fix noutatea de care avea nevoie seria și cred că va fi motivul pentru care și mai mulți gameri îi vor acorda atenție. Povestea te pune în pielea lui Ichiban Kasuga, noul protagonist al seriei introdus odată cu jocul precedent, Yakuza Like a Dragon. Acesta părăsește Japonia în căutarea mamei sale biologice, iar aventurile îl poartă în Hawaii. Povestea este lungă, având nevoie de circa 58 de ore ca să-l parcurgi cap-coadă, iar dacă vânezi și misiunile secundare, te uiți la circa 100 de ore de gameplay. Acțiunea decurge lent, însă narațiunea umple golurile în care nu faci decât să te uiți la film. Ca idee, jocul propriu-zis începe abia după primele 4-5 ore. În tot acest timp, ești introdus în lumea jocului, cunoști personajele și înțelegi de ce fac ceea ce fac. Deși pare mult, ajută, mai ales pentru gamerii care încearcă un joc din seria Yakuza sau Like a Dragon pentru prima dată. Din perspectiva gameplay-ului, Like a Dragon Infinite Wealth este un RPG la persoana a treia, combinând elemente de roleplay cu o lume open world vastă. Vei controla mai multe personaje, nefiind limitat doar la Kasuga, protagonistul jocului, iar sistemul de combat este pe ture. Când seria a făcut această schimbare, a fost o decizie destul de controversată, dar privind în urmă, pare că a fost decizia corectă. Luptele sunt neașteptat de intense și pauzele dintre atacuri deschid multe oportunități în ceea ce privește tactica abordată. Pe lângă povestea principală, jocul este presărat de activități secundare precum karaoke, darts, mahjong și jocuri arcade. Dar crema sidequest-urilor mi se pare că o reprezintă Crazy Delivery, un soi de Crazy Taxi combinat cu Glovo, și Sushimon Battle, o parodie după jocurile Pokémon. Vizual, Like a Dragon Infinite Wealth bifează toate categoriile. Personajele arată bine, mediul înconjurător se ridică la același nivel, totul este colorat și viu, iar peste toate astea, jocul are o identitate vizuală puternică, care îl face să iasă în evidență într-o mare de jocuri care urmează un format standard în această industrie. Nici sunetul nu a fost ignorat, iar modul în care este așternută povestea lasă loc pentru dialoguri. Iar aici, actorii vocali au făcut o treabă grozavă, dar era de așteptat, întrucât mai toți au un renume. Ca fun fact, printre actorii care și-au împrumutat vocea pentru joc, îl regăsim și pe Danny Trejo. Like a Dragon Infinite Wealth a fost o surpriză plăcută la început de 2024 și sunt sigur că vom regăsi acest titlu în multe topuri spre final de an. Lansarea oficială a avut loc pe data de 26 ianuarie 2024 pe PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X și S, dar și pe PC, acolo unde l-am jucat și eu. Dacă alegi să-l joci pe calculator, vei putea folosi și tehnologii precum DLSS 3 de la Nvidia și FSR 3 de la AMD Radeon. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Nu uitați să ne urmăriți săptămânal pe Prima TV în fiecare sâmbătă de la 11:30, dar și în reluare în fiecare duminică de la 12:30. Și dacă vreți să fiți la curent cu și mai multe știri despre tehnologie, vă invităm să ne urmăriți și pe site-ul www.connect.ro. Toate cele bune! Emisiune sponsorizată de Valdevar Energy. Program disponibil.